Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi am să fac un clip de reacție. Am apărut cu setup-ul meu în clipul făcut de Emanuel de la tutoriale gratuite. I-am trimis un e-mail, după cum puteți observa aici în imaginea aceasta. I-am trimis un e-mail cu niște poze de la setup-ul meu. Bineînțeles, i-am pus și un link cu componentele pe care le am eu la PC. În clipul de la postat el se regăsesc mai multe setup-uri, dar eu, bineînțeles, am să fac un clip de reacție la ceea ce a spus el despre setup-ul meu. Dacă vreți să vedeți tot clipul, o să vă las un link, bineînțeles, o să vă las un link în descrierea acestui clip. Să vă dați și voi cu părerea, bineînțeles, rubrica de comentarii este deschisă pentru toată lumea, să vă spuneți tot ce aveți pe suflet. Hai să-i dăm play, nu? Să vedem ce spune Amy de la tutoriale gratuite despre setup-ul pe care l-are tânărul Amy. Ia să-i dăm play! Următorul setup a fost trimis de către tânărul Amy. Salut, am pus câteva poze cu setup-ul meu, mai jos ai un link către canalul meu de YouTube și un link către toate componentele. Mulțumesc frumos! Hai să vedem, acesta este PC-ul lui care, din start ne vedea că e foarte, foarte interesant. Foarte. Deci e clar că este YouTuber. Hai să vedem în continuare pozele dintr-o altă. E clar că este YouTuber. Păi normal că este YouTuber, din moment ce ți-am dat și link-ul de la canalul meu acolo, primul link a fost de la canalul meu. Așa, trecem peste, dăm play. Perspectivă, văd că și el a pus canalul meu pe monitoare, ceea... Pe normal că am pus canalul, doar am făcut poze special pentru chestia asta, nu să apară, adică e logic, era logic. Așa trebuie să faci, dacă vrei să impresionezi pe cineva, te gândești la tot ce e mai frumos, ca să crească sufletul în el când vede că ai muncit să-l impresionezi. Dăm play! Ce e foarte, foarte tare, mersi mult! Aici avem scaunul lui, nu știu exact de unde e, dar de la ce firmă, dar nu pot să-mi dau seama momentan. Avem aici unitatea centrală pe partea din dreapta. Așa. Foarte, foarte fain setup-ul tău. Hai să intrăm și la componente un pic să vedem despre ce este vorba. Ia să vedem acum ce părere are despre componente. Mi-a spus că este foarte, foarte fain. El are un tic cu foarte, 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 așa că, na, îl iertăm de data asta. Bine, oricum n-aveam ce să facem. Un spirit de glumă. Hai să dăm play. Mi-ar interesa. Spune ce spune despre componente. Acestea sunt componentele tânărului Amy Gaming in și streaming PC. Componente, carcasă, așa. Placă de bază GB GA, AMD Ryzen 7 de 3,2 GHz, o placă video RTX 2080 de 8 GB. Vă dați seama ce are băiatul ăsta aici. Memorie Corsair 16 GB DDR4, sursă Enjoy Wooden 80 Plus Gold. Are și SSD, are și o placă de captură, deci practic e PC-ul perfect de streaming. PC-ul perfect de streaming, mamă, cum crește inima în mine, PC-ul perfect de gaming, auzi. Îmi spune un băiat care are peste 80.000 de abonați, în fine. Hai să trecem mai gaming departe. N-are nicio treabă. Sunt curios de scaunul special Genesis Nitro 880 Blue, foarte, foarte interesant. Da, e super, super tare, chiar îmi place. Are și o cameră web Logitech HD Proces 920, exact camera asta am și eu acum. Căci Gaming HyperX Cloud Stinger, deci oricum este un setup foarte, foarte bun. Atât ca, să zicem, aranjare și cum arată, cât și ca componente. Deci îți mulțumesc pentru acest e-mail, foarte, foarte tare setup-ul. Următorul. Foarte, foarte tare setup-ul. Interesant. Da, deci ce să zic, se pare că a avut numai cuvinte de laudă despre setup-ul meu, ceea ce, na, nu poate decât să mă bucure și mai ales când mi-a zis că e setup-ul ideal pentru gaming și streaming. Bine, și eu mă așteptam la chestia asta, dar așa spusă, nu știu, a fost spus așa din suflet toată chestia asta. Ce să vă zic, v-am zis, vă las un link frumos acolo, îl găsiți în descriere. Să vedeți tot clipul, să vedeți toate setup-urile, dacă vă interesează și celelalte setup-uri. Bineînțeles, eu fac reacție doar pentru setup-ul meu, nu are rost să fac reacții la setup-urile celorlalți abonați ai lui. Eu fac reacția doar pentru setup-ul meu, pentru că așa mi se pare firesc și normal.
Da, ce să zic, chiar m-a impresionat reacția lui, adică a fost așa, cum să zic, a fost fair play și nu a spus niște cuvinte, nu știu, slabe sau niște cuvinte care să mă descurajeze, chiar m-a încurajat cu ceea ce a spus. Bun, dacă v-a plăcut acest clip de reacție, nu uitați să lăsați un like acolo, să mai facem și alte clipuri pe viitor. Bineînțeles, dacă ești nou pe canalul meu, nu uita să apeși butonul ăla de subscribe pentru că mă ajuți tare, tare, tare mult. El are un ticu foarte, foarte și zic și acum tare, 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 tare mult. Așa. Și dacă vrei să ajungă la cât mai mulți tinerei clipul acesta, nu uita să dai și tu un share acolo pentru că este free și nu te costă absolut nimic. Și până data viitoare, v-am pupat și aveți grijă de voi. Pa!